FCSB a scăpat de ultima poziție din clasament după victoria cu Viitorul. Florinel Coman putea deschide scorul repede, dar Căbuz a fost atent. Roșialbaștii nu au reușit să marcheze nici de la punctul cu VAR. Vână și-a asumat responsabilitatea, dar a ratat penaltiul acordat ușor de Radu Petrescu. FCSB a trecut totuși în avantaj cu reușita lui Adi Popa. Iancu nu a fost de acord cu scorul de pe tabelă și a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Viitorul a fost mai activ în atac în partea a doua, Rivaldinho a ratat cea mai mare ocazie. Golul a venit însă în poarta cealaltă, introdus la pauză, Gnoiere a marcat primul său gol în acest sezon al Ligii I. Atacantul francez putea face 3-1, dar a ratat incredibil singur cu portarul. Pentru Viitorul a fost prima înfrângere din acest campionat, FCSB a urcat pe locul 10. Nu știu dacă am jucat ei foarte bine, cât am jucat noi foarte prost. Meci deschis și noi și ei am avut ocaziile ca să câștigăm meciul, așa e în fotbal. Cred eu că ei, dacă au făcut ceva în plus ca noi, cred eu că au alergat mai mult. Aveau nevoie de această victorie, aveau nevoie de încredere în ei, pentru că eu am convins că sunt buni, dar trebuiau și ei să creadă.